prima oară o să le supunem la un test de viteză, de demaraj, mai bine zis, să vedem cum pleacă de pe loc unul față de celălalt. 3, 2, 1! Acum o să facem testul de frânare, să vedem cum se comportă și la o frânare la o viteză medie. Care este diferența între cele două? Nu uitați, Raptorul Pro Lemon are discuri față-spate. Să începem.
Ați văzut care este diferența între cele două la frânare? Frânează aproximativ la fel, toate că varianta de 200 are tambur pe față, dar având un disc mai mare pe spate și un alt fel de trier, automat a frânat mult mai bine față de ProLemon. Cam asta a fost. După cum observați, ATV-ul KXD de 200 de centimetri cub face față fără probleme unor pante de înclinație medie spre abruptă, spre mare. Este un ATV foarte ok atât cât pentru off-road, cât și pentru stradă. Se comportă foarte bine și prinde o viteză destul de mare. Nu am apucat încă să-i facem top speed, dar o să revenim cu un alt video unde o să filmăm și top speed-ul. Dar ați observat, se comportă foarte bine atât pe stradă, l-a mers cu viteză, are o frână destul de eficientă și urcă, chiar dacă este 2x4, urcă foarte bine, chiar nu am avut probleme. Terenul a fost moale, deci aceasta trebuia să-i pună piedici, dar a urcat fără probleme. Chiar nu s-a simțit lipsa de putere în nicio pantă. Cam acesta este. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru. Vă mulțumim!